și scump și scump, scumpă nepoțăca, nu? Ideea e în Italia. Am înțeles. Doamna Svetlana, îmi pare bine. Eu mă numesc Maria Ciorici și am venit să vă felicit. Să vă cânt frumos astăzi de ziua de naștere o poezie, v-am scris, dar mai întâi cu aplauzele voastre oferim florile. Așa, vrei și Natalia ceva, am înțeles. Ia uite pentru Natalia ceva. Poftă. Apă. Opa, ia câtă, ia. Gata, luna ajunge. Super, soție, am ușa. Așa, îi glumă, înțelegem glumele, așa? Eu am scris o poezie și vreau să vă întreb dacă vă dați seama cine m-a adus acasă. Dar veniți mai încoa să vă vedem așa. Bine că... Așa? Aici chiar. Ia ca așa. Cine a organizat această surpriză? Cum credeți dumneavoastră, doamna Eudochia? Apă, dar nu e mai mult. Haideți să ieși. Din copii, dar cine? Mai mulți. Mai mulți? Știu că aveți mai mulți. Mai mulți. Dar care? Natalia, spune mai... Mai gine, Natalia. Că apă... Așa. Încă? Poate norori. Așa. Veronica-i nora? Nu. E fata. Dar de fată și n-ai zis? Am spus. A, prima cu fata. Bine. Deci e Veronica, care n-a fost 5 ani acasă, care m-a condus la telefon aici, m-a condus cu video și zice, Doamne, n-am văzut drumul ăsta și drumul s-a făcut 5 ani de zile. Dar cu ajutorul Domnului am înțeles că va veni de grabă, așa? Iată, ea m-a rugat să vin la dumneavoastră, să vă felicit, să vă scriu o poezie. Dragă mamă, azi de ziua ta primește-mi dar această felicitare. Departe suntem de casă și mult am vrea să-ți dăruim o îmbrățișare. Dar nu putem și ne-am gândit astfel să te surprindem frumos. De ziua ta nu vrem singură să te simți, te felicităm cu toți. Am rămas fără de tată de mici, iar tu, maicuța noastră dragă, ne-ai fost și mamă și tată în același timp. Îți vom fi recunoscători o viață întreagă. Ești o femeie puternică și iubitoare, te iubim atât de mult. Și astăzi, la ta sărbătoare, această surpriză pentru tine am făcut. Fiindcă meriți tot frumosul ce există pentru sacrificiul tău zi de zi, nu vrem să te vedem, mamă, tristă, zâmbește și niciodată nu te mai o să îndii. Ești pentru noi un omuleț de aur care întotdeauna ne înțelege și ne susține absolut în toate și de toată inima ne iubește. Îți dorim să fii cu adevărat fericită, iar în ziua asta specială pentru tine să te simți deosebită, să ne auzim numai de bine. Scumpa și dragă noastră, să trăiești mulți ani fericiți, să te bucuri cu adevărat de viață lângă nepoții și copilașii iubiți. Împreună îți dorim multă, multă sănătate, să fii fericită din plin, pentru că meriți dragostea toată. Îți mulțumim că ne aștepți cu dor acasă, îți mulțumim pentru sacrificiul tău și pentru grija ta frumoasă pentru copiii ce ți-a dat Dumnezeu, pentru blândețea ta și pentru bunătatea mare, pentru că ne înțelegi din toată inima și cu fiecare ai răbdare. Visăm la ziua când pragul vom păși și te vom simți aproape. La mulți ani îți spunem, te iubim, la mulți ani, cu sănătate. Din partea fiicei Veronica, ginerile Ion și nepoții Daniel, Matias și Teo, iarăși cu aplauze mari, 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 din departare, ei sunt cu noi prezenți aici online, da? Ați sunat-o pe Veronica? Veronica, noi am ajuns cu bine, am transmis poezia și vrem să te auzim și cu tine, dacă poți două cuvinte să-i spui mamei așa cum poți tu. Ce vrei să-i spui mamei așa cum poți tu, Veronica? Îi spun că o iubim foarte mult, iar e cu cum e. Așa, mulțumim, îți mulțumim, Veronica, și să vă ajute Domnul să ajungeți acasă așa cum v-ați plănuit, cum aveți, de fapt, visul cel mare și dorința cea mai mare, cum să ajungeți cu bine acasă și mămica vă așteaptă și toți cei dragi. Așa, am văzut multe lacrimi pe chipul dumneavoastră, îi știți foarte bine soarta, o știți foarte bine pe doamna Eudochia și sunt sigur că vă bucurați pentru ea, așa este.
Așa este. Cu aplauze mari, 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 îi oferim cuvântul omageatei noastre. Și ce vreți să-i spuneți fiicii dumneavoastră, ginerilor și tuturor oaspeților care au venit la sărbătoare? Vreau să-i mulțumesc din suflet. Ei sunt inima mea și iubesc mult, mult, mult. Ei știu. Și doresc mult sănătate și să vedem lângă mine. Te dau. E grav. Așa. Dar tu puteți și le iubesc puteți. Și pe alții, și ori, și noroși, și pe toți copiii. Mai aveți încă doi feciori, trei copii în total dumneavoastră, i-ați crescut din una singură. Și mama și tată. Și toți frumoși, bine educați, bravo. Învățați. Așa, toți bravi. Am semănat, i-am dat plini. Așa. Și le-am dat un bun în viață. Acum eu vă aduc roadele pății. Mă bucur cu ei. Așa, aplauze. Aplauze. Ce faceți? Să te bine așa, bravo! Fiți sănătoasă, doamna Eudochia. Vă mulțumesc mult. Sunteți o doamnă zvede. Tare, tare. Ginga și finuț, așa, un suflet foarte mare. Și ochii dumneavoastră niciodată să nu plângă de tristețe, doar de bucurie. Și prima dedicație muzicală. Și am să rog oaspeții dragi, așa, cu păcărelul sau bătând din palmi, cum vreți, voi să o susținem pe doamna Eudochia, fiindcă prima melodie vine din partea fiicei, din departare. La mulți ani, la mulți ani, pentru doamna Eudochia. Cel mai frumos cuvânt rostit acest pământ, atât de drag și sfânt, mama, ce duce uimitor pe noapte de bun. Floreasa noastră, că iubim și atât de mult, asta e inima. Când inima e bună, inima e mare și florile cresc frumos. Așa este, așa? Aplauze, aplauze pentru omageata noastră. Ca pomul roditor și câmpă-n floritor, mi-aduce să fii tot, mama, cu glas fericător, ca șoapta de izvor. Și sănătoasă, să vă împăcați și acum și ieșim cu toți afară.